Minerii de la cariera Lupoaia au intrat în această dimineață în grevă japoneză pentru a le atrage atenția parlamentarilor asupra solicitării lor privind reducerea vârstei de pensionare în minerit la 53 de ani și a stagiului de cotizare la 30 de ani. Apelul la grevă japoneză a fost lansat de Nicu Bunoaica, lider al sindicatului Solidaritatea 2013, sindicat care reprezintă câteva sute din cei 13.000 de salariați ai complexului energetic Oltenia. Este vorba de grevă japoneză, adică nu periclităm activitatea, nu facem nimic. Numai atât, putem o banderolă în semn de protest pentru ce? Pentru revendicarea care este numărul 1 în complexul energetic Oltenia. Reducerea vârstei de pensionare de la 57 la 53 și a stagiului de cotizare de la 35 la 30. Deci nu altă formă. Adică forma celor de la PSD și a marilor lideri de sindicat Jean Roșca, care acel proiect de legea lor înseamnă remanența. Acea remanență și dumneavoastră este valabilă în alte zone ale acestei țări, dar va dispare în 2020, în noua lege. Deci este o păcăleală. Ei ne cred încă proștii lor. Nu mai suntem proștii nimănui. Noi dorim reducerea vârstei de pensionare din următoarele motive. Lipsa de investiții, lipsa de personal și ați văzut și dumneavoastră câți au murit și câți vor mai muri, câți oameni sunt bolnavi profesional. Deci personalul complexului energetic Oltenia este un personal îmbătrânit și bolnav datorită condițiilor inumane în care lucrează. Avem dumneavoastră, măsurătorile se fac după ureche. Mari lideri de sindicat, măsurătorile pe zgomot, pe ce vreți dumneavoastră, se fac prin cu circuitele oprite, prin barăci, prin, eu știu, prin ce mai fac ei, prin butoaie, pe unde fac, da? Apelul lui Bunoaica a fost la grevă japoneză în toate carierele și termocentralele complexului energetic Oltenia în perioada 25-31 martie, acesta susținând că minerii nu mai pot fi prostiți de clasa politică, toate acțiunile acestora de până acum fiind unele strict electorale. Deci ne dorim cu ardoare, este prioritatea numărul unu, nu mai doresc oamenii nimic, nici bani, nimic absolut, nu mai doresc absolut nimic, pentru că toate promisiunile care se fac sunt electorale și nu se întâmplă nimic în complexul energetic Oltenia. Vedeți dumneavoastră, complexul este în cădere liberă, nimeni nu ne dă acei bani pentru a cumpăra certificatele. Ce se va întâmpla cu noi dacă nu vom obține acei bani și nu va garanta guvernul acei bani? Vom intra în insolvență. Gata, s-a terminat dacă nu ne dă împrumutul. Deci noi nu mai vrem să lucrăm în aceste condiții. Nu că nu ne-am dorit, nu mai putem. Am departamente făcute, oamenii încet, încet vor încerca să le dispare acea frică de șmecheri ăștia care sunt și pe la conducerele de unități și șmecheri aceștia sindicali, gen Marciuc, gen care amenință oamenii și gen Roșca, gen David, director de la Roșuța, care trebuie să dispară din viața noastră. Deci nu ne poate obliga ei să fim sclavii lor, să lucrăm în condiții inumane. În Parlament au fost depuse două inițiative legislative privind reducerea vârstei de pensionare în minerit, una depusă de PSD, iar alta de PNL.